Virginia, uluită de gestul lui Patrick. Concurentul a chemat-o în camera roșie. Iată ce și-au spus cei doi concurenți. Nu am dezvoltat sentimente pentru el. Virginia și Patrick față în față în camera roșie. Concurenta a fost șocată de gestul lui Patrick de a o chema la întâlnire. Iată ce mărturisiri Toare și-au făcut. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi momente de senzație, de întâlniri neașteptate în camera roșie sau în afara platourilor de filmare, dar și de multe controverse, răsturnări de situație și chiar tensiuni aprige. În ediția de astăzi, Patrick a chemat-o pe Virginia în camera roșie, iar gestul lui a uimit-o pe frumoasa brunetă. Deoarece nu se aștepta ca tocmai el să o invite la o discuție că între prieteni. Virginia și Patrick față în față în camera roșie. Concurenta a fost șocată de gestul lui Patrick. Astăzi, în casa iubirii, Patrick a iscat noi controverse deoarece a chemat-o pe Virginia în camera roșie, iar gestul lui a uluit pe toată lumea. Cea mai uluită a fost Virginia, care nu se aștepta să fie invitată de Patrick la o întâlnire între patru ochi. Cei doi concurenți și-au făcut mărturii uitoare. Pe de o parte, Patrick i-a spus brunetei că încă pare că ar mai avea sentimente pentru Robi. Iar pe de altă parte, concurenta i-a dezvăluit că nu mai are nicio legătură cu fostul partener și nu are încă sentimente nici pentru Moldo. Noul ei admirator. Patrick, ce faci, Virginia? De ce ești șocată, Virginia? Bine, tu, Patrick, nu te-am mai văzut de două vieți aici în camera roșie, Virginia, cei cu ține, Patrick. Ești supărat, Patrick? Nu sunt supărat. Chiar nu sunt supărat. Sunt obosit puțin. Virginia, uluită de gestul lui Patrick. Concurentul a chemat-o în camera roșie. În vreme ce Virginia se afla față în față cu Patrick pe canapeaua din camera roșie, în casa băieților rulau imagini cu ei pe monitor, iar Moldo a fost de-a dreptul uluit de gestul colegului său. Patrick a întrebat-o pe Virginia dacă mai are încă sentimente pentru robi, deoarece așa a dat de înțeles din comportamentul ei până în prezent. Însă aceasta se pare că Sia a îndreptat deja atenția spre Moldo și si dorește să l cunoască mai bine. Patrick, dar nu suntem aici că să vorbim despre mine, pentru că eu te-am chemat în camera roșie. Virginia, despre ce vrei să vorbim, Patrick, despre tine, dragă. Ce mai faci, Virginia? Fac foarte bine. Nu a se vede.